aprobat ordonanța prin care urmează să se ieftinească 14 categorii de produse, de alimente. Vorbim aici de la pâine până la fructe, legume, lactate, carne de pui, carne de porc, vi le arătăm imediat. Vorbim de o plafonare a daosului la 20% a daosului comercial pentru aceste produse. Domnule Frumosu, vin întâi la dumneavoastră. Cum vi se pare această ordonanță care va fi pe 3 luni și care urmează să intre în vigoare din august? În primul rând, vreau să vă spun la modul cel mai sincer că nu cred în realizarea acestor lucruri sau, chiar dacă s-ar realiza, mi se pare imposibil de controlat atâta timp cât mai mult ca sigur că dacă vom asista la aceste reduceri, dacă, și reține și să vă justific foarte pe scurt de ce v-am pus acest dacă, reducerile le vom găsi în creșteri de prețuri în alte produse și fiți convinsă că se vor regăsi în acele produse care se vând la fel săptămânal sau lunar și asta înseamnă produse cosmetice, asta înseamnă detergenți, asta înseamnă probabil hârtie igienică, deci produsele astea cu vânzare mult mai rapidă. De ce nu cred în ea? În primul rând, rămânerea sau stabilirea unui adaos comercial de maxim 20% la procesare. Eu nu știu de unde au scos-o cu 40% adaos comercial la procesare, pentru că nu poate să fie așa ceva în procesare, deci teoretic nu văd de unde s-ar reduce un asemenea procent sau de unde s-ar rămâne la 20% pe de o parte. Pe de altă parte, nu au fost niște consultări clare, exact ce spuneau și antevorbitorii mei, chiar dacă discutau despre alte domenii de activitate, astfel încât să faci niște analize. Pe de altă parte, eu am spus-o și mențin punctul de vedere, ar fi fost foarte benefic ca înainte de luarea acestei măsuri și înainte de a declara luarea unei astfel de măsuri, instituțiile statului să verifice și să vadă cum stă în realitate, cum stau lucrurile în realitate și abia după aceea să fi purces la anumite măsuri în acest sens. Pentru că altfel este foarte greu. Nu cred că rețelele comerciale vor pierde practicând reducerile astea. Dacă n-au umflat prețul înainte, domnule Frumosu. Vreau să arătăm, numai puțin, domnule Frumosu, pentru că vreau să rog pe colegii mei să arătăm încă o dată lista aceasta de produse, pentru că vreau să vă întreb și pe dumneavoastră de ce doar anumite produse, atât de specific. Avem pâine albă simplă, gramaj 300-500 de grame, lapte de vacă proaspăt, 1 litru, grăsime 1,5%, brânză telemea de vacă doar vrac, iaurt simplu 3,5 grăsime, maximum 200 de grame, pâine, făină albă 0,0, da, 3,0, 1 kg, deci dacă vreau de aia de cozonaj nu merge, mălai 1 kg, ouă de găină, doar cele la cofraj de 10 bucăți, ulei de floarea soarelui 1 litru, carne proaspătă de pui de porc, legume, cartofi, zahăr și hai să mergem la asterixurile de mai jos pentru că aici lucrurile sunt foarte clare, carnea de pui doar pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe de pui întregi cu os, aripi de pui, carne de porc doar cea tocată, pulpă de porc cu os și fără os. La legumele proaspete avem roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras, bianc, ardei capia. Mai se adaugă cartofii proaspeți albi și fructe. Aici avem mere roșii, mere golden, prune, pepene roșu și struguri de masă. Doamne Frumosu, de ce atât de specifice aceste tipuri de produse? Adică, nu știu, ne uităm la iaurturi sau la lapte sau la telemea, doar anumite dintre ele. Eu n-aș putea să vă dau decât un singur răspuns. Probabil că Guvernul României are specialiști foarte buni care au făcut o analiză foarte corectă și au ajuns la această concluzie. Alt răspuns nu pot să vă dau. Pe de altă parte, mă gândeam la pâine. Uh-huh. Gândiți-vă că cei din comerț produc pâine. Nu mai contează că o fac ei acolo sau e din pâine congelată, dar este această pâine cu gramajul ăsta pe care o gândești foarte mult în rețelele comerciale. Deci nu știu de ce au ales numai și de ce au făcut o constrângere atât sau lucruri atât de clare vis-a-vis de produse, pentru că până la urmă dacă sprijin populația, haide să ne gândim la un lucru, un om care ține un regim poate trebuie să consume piept de pui, adică nu-l pui spre și atacâmuri sau pulpe cu os și așa mai departe. Adică dacă te gândești la populație, iei niște măsuri în consecință. Eu v-am spus și mențin punctul de vedere. Da.
puteau să umble la taxe, puteau să umble la taxele pe care le plătește orice patron, ca să fiu mai clar înțeles, sau la taxele pe salarii care sunt cele mai mari. Și atunci scădeai procentual prețul produsului cu scăderea de taxe și creșteai veniturile populației. Cert este că eu cred că se rupe de realitate și vă rog să-mi permiteți o frază vis-a-vis de discuția anterioară. Oamenii ăștia habar n-au. În categoria celor cu acele facilități din construcții și IT sunt și angajații din agricultură, da, și industria alimentară. E, în industria alimentară beneficiază conform textului de lege cei care produc alimente din 80% materie primă din România. Păi ce se întâmplă? Au habar oamenii ăștia că producătorii au luat marfă mai ieftină de la ucrainieni și că vor ajunge în situația să nu poată să plătească salariile oamenilor pentru că nu ating procentul de 80% din materie primă românească? Deci habar n-au, vă dau, deci sunt rupți de realitate, nu poartă dialog, nu se întâlnesc cu nimeni ca să le spună lucrurile astea. Sunt în totalitate rupți de realitate și cred că iau măsurile politice. Haideți să vedem un răspuns, pentru că am un reprezentant al PSD-ului aici, Laurențiu Gâdei, și despre ordonanță, dar și despre povestea asta cu facilitățile în agricultură, iată, e o problemă. Da, îmi repet, despre facilități nu a luat nimeni o decizie care tăiate, digitate și așa mai departe, fără o consultație, fără o discuție foarte solidă și foarte constructivă cu cei care, într-adevăr, adresează acest domeniu. Despre această ordonanță cu plafonarea prețurilor la o parte, la câteva alimente, trebuie să spunem că se încearcă a oferi alternativă celor cu venituri mici să-și poată procura și ei alimente. Asta nu înseamnă că toate prețurile din marketuri se vor prăbuși sau că altele vor crește așa în mod gratuit fără să existe niciun fel de fundament economic. Lucrurile, dacă ar trebui să se întâmple de la 1 august, pentru 3 luni de zile, ar trebui să...